Vă spun și eu bun venit ca și gazdă în ziua aceasta pentru evenimentul acesta frumos și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Mă bucur să vă revăd, să fim la o nouă ediție, pentru că nu este prima și sperăm să nu fie nici ultima. Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste toți învățătorii de școală duminicală și nu numai. E o conferință a școlii, a învățătorilor de școală duminicală, dar participă sau pot participa și părinți și alți slujitori care lucrează cu adolescenții și cu tinerii, că e important. Tema din această zi este extrem de utilă, dacă se poate folosi deja slide-ul. Onorează-ți Creatorul. E bine, cuvântul acesta al onora sau onoarea nu-l găsim în Biblie. Dar de ce? Pentru că e un termen mai nou, iar în Biblie noi avem alte cuvinte mai vechi. Asta nu înseamnă că nu găsim în Biblie conceptul, dar cel mai mult e un concept central al Scripturii, pentru că ați onora Creatorul nu e altceva decât atitudinea omului față de Dumnezeu, față de Creator, dar mai ales în raport cu ceea ce a vrut Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu cu privire la noi. De aceea eu încerc să fiu cât se poate de sintetic pentru a vă putea reda în minutele care ne stau în față ce înseamnă onorarea lui Dumnezeu. Cum ar trebui să îl onorăm pe Dumnezeu? Cine ar trebui să îl onoreze pe Dumnezeu? Ce înseamnă să îl onorezi pe Dumnezeu în viața noastră practică, în slujirea noastră și de ce nu să-L onorezi pe Creator, mai ales în lucrarea ta personală, în lucrarea care ți-a fost încredințată, mai ales în lucrarea cu copiii. Pentru că este fundamental aspectul acesta. Acum sper să funcționeze bine totul. Spunea Dumnezeu în Maleahi, versetul e mai lung, eu am extras doar lucrul acesta. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Acolo spunea, un fiu își cinstește tatăl, un rob își cinstește stăpânul. Dar Dumnezeu spunea cu durere, dar voi nu mă cinstiți. Dacă sunt tată, unde este cinstea? Cu întrebarea asta vreau să pornim la drumul acesta și să ne întrebăm în toată slujirea, unde este cinstea? Unde este onoarea? În raportul cu Dumnezeu? În raportul cu ceilalți? În raport cu slujirea ta? Unde este cinstea față de Dumnezeu? Și atenție, cinstea care îi se cuvine. Dacă este ceva care lipsește în vremea noastră, acel ceva este respectul. Tot mai mult o să vedem cum respectul este pe cale de dispariție. Nu-i dispărut total, dar este pe cale de dispariție și la un moment dat, probabil, înainte de venirea Domnului, acesta va fi un apogeu al apostaziei, al păcatului. Lipsa de respect. Copiii nu-și vor mai respecta părinții. Oamenii nu vor mai respecta autoritatea, autoritățile. În biserică nu mai este respect față de conducere, față de slujitori. Nu mai este respect față de Dumnezeu, față de casa lui Dumnezeu. Nu mai există respect pentru oamenii lui Dumnezeu. Nu mai există respect pentru lucrările lui Dumnezeu. Nu mai există respect. Și asta e marea problemă. De aceea când astăzi vorbim despre al onora pe Creator, trebuie să înțelegem că acesta e un punct central al slujirii, al închinării, al vieții noastre, al existenței noastre și nu se poate altfel dacă am pierdut respectul, dacă am pierdut onoarea pe care ar trebui să o dăm lui Dumnezeu, totul devine inutil. Și o să mai vedem și din alte versete din Scripturi. Totul devine inutil dacă ne-am pierdut respectul, onoarea față de Dumnezeu. Se vede tot mai mult cum lipsește. E pe cale de dispariție
respectul, pentru că, până la urmă, despre asta vorbim. Conceptul de onorare, să-L onorezi pe Creator. Onorarea este un concept fundamental, esențial în interacțiunile umane, reprezentând, în primul rând, respectul și considerația pe care le avem față de ceilalți și față de Creator. Aceasta implică atât o acțiune interioară, ce gândești tu în inima ta, nu doar ce spui, în primul rând, o acțiune interioară, cât și una exterioară, manifestată prin moduri concrete de a recunoaște valoarea și demnitatea celor din jurul nostru. Definirea onorării, ce înseamnă al onora? Dacă luăm dexul, o să găsim ceea ce e scris aici. A onora, onorarea înseamnă, în primul rând, a avea respect, stimă și considerație față de ceilalți. Avea respect, considerație, prețuire. Doi, a onora înseamnă a acorda o favoare de care cineva să fie mândru, a face pe cineva demn de laudă. Noi știm că există onoruri militare, onoruri politice. Dacă vă gândiți la istoria biblică, Haman și Mardoheu, știți că la un moment dat împăratul a zis: Haman, te rog, dă-mi niște idei, că tu ai niște idei grozave, tu lasă te pricepi la onoare, la onoruri, la cum să fie. Te rog frumos, dă-mi niște idei, pentru că eu am așa o datorie, vreau să fac o favoare astăzi cuiva, vreau să-l onorez pe cineva și vreau să o fac așa cum trebuie, să îl descriu, să-l pun într-un cadru cât mai plăcut. Te rog, dă-mi idei, pentru că vreau să onorez pe cineva, vreau să cinstesc pe cineva. Haman s-a gândit, pe cine poate cinsti împăratul? Cine e cel mai bun aici? Cine este numărul unu în împărăție după împărat? Cine e cel mai vrednic de onoare, de cinste aici? Desigur că eu. Așa că se apucă și scrie. Scrie Haman. Și spune împăratului, te rog frumos, uite, dacă vrei să-l onorezi, îmbracă-l cu haine împărătești, pune-i un inel, pune un cal cel mai frumos, un convoi să fie, un alai după el, cineva înaintea lui să strige, să spună, uite, așa se onorează un om care e devotat împărăției, pe care vrea să-l onoreze împăratul. Și un scenariu întreg, și este foarte bun într-un protocol din acesta de stat. Și Haman descrie foarte ușor toate astea. Numai că Dumnezeu, în ironia lui, a pregătit toate astea și împăratul zice foarte frumos, nota 10 pentru cum gândești despre a-l onora pe cineva. Dar vreau să zic ceva. Toate astea pe care le-ai descris și le-ai pregătit, toate astea sunt pentru Mardoheu. De aceea te rog frumos, repede, repede, pregătești tot scenariul de care ai spus și tu ai să fii cel care să ții calul și să-l conduci așa încet cu tot alaiul și să spui, uite, așa este onorat omul pe care îl prețuiește, pe care îl onorează împăratul. Asta înseamnă a onora, a acorda o favoare cuiva care este demn de laudă. Dar în al treilea rând, a onora, și aici chiar că e pe cale de dispariție, a achita, a plăti la termen o datorie. Ai primit o invitație, o onorezi. De asta se și numește în limba română onorariu. La notar când te duci, el nu are... Să plătești înseamnă un onorariu. A plăti. Ați face datoria, ați plăti datoria este tot a onora, îți onorezi cuvântul. Un om de onoare își onorează cuvântul, își onorează datoria pe care o are, adică dacă tu ești dator, dacă tu ești undeva, trebuie să faci ceva, atunci când tu îți îndeplinești sarcina respectivă, ai onorat invitația, responsabilitatea ta, slujirea ta, chemarea ta. Și așa trebuie să o înțelegi. În momentul în care nu-ți mai faci datoria, gândiți-vă la pilda talanților. Un om
am spune noi onest. Am spune noi cinstit. El spune, talentul ăsta, eu nu-l fur, eu nu-mi bat joc de el, eu nu-l lăs acolo ca și cum nu mă interesează, eu nu mă distrez cu banii stăpânului meu. Dar știi ce? Eu îl îngrop în pământ și când vin el dau înapoi. Și nu vi se pare că e cam ciudată treaba asta să fii un om să ajungă în iad pentru simplul fapt că nu a făcut ce trebuia să facă. Nu pentru că a curvit, nu pentru că a furat, nu pentru că a mințit, nu pentru că a dus o viață imorală și păcătoasă. Păcatul lui era simplu și era acesta. Nu și-a onorat stăpânul prin ceea ce trebuia să facă. Luați-l și aruncați-l afară, în întunericul de afară, acolo unde este scrâșnirea dinților. De aceea, când spun onorează-ți Creatorul, să ai în vedere și lucrul acesta. Că ești dator, că trebuie să faci ceva și în momentul în care îți achiți, te achiți de sarcinile tale, îți îndeplinești sarcinile tale, plătești la termen o datorie, asta înseamnă a-L onora pe Creator. Aceasta implică prețuirea și cinstirea tuturor relațiilor, recunoscând valoarea fiecărei persoane în comunitate. În primul rând, onorez persoana. Persoana Creatorului. Îl onorez pe El, respect statutul acelei persoane. Îl onorez pe Dumnezeu ca persoană, Creator. Apoi onorez relația cu persoana, pentru că e vorba de cum te relaționezi tu. O să discutăm asta la urmă, doar anticipez, e că vorbele cuiva vorbesc, spun mai mult despre cel care vorbește decât despre cel despre care vorbește. Adică în momentul în care tu vorbești pe cineva de rău, tu intri într-o relație. Da? Și atunci, asta te onorează sau te dezonorează pe tine? Când tu vorbești pe altcineva, tu crezi că e vorba doar despre o altă persoană despre care tu vorbești. Nu, nu. E vorba de o relație. Cum te relaționezi tu? De aceea spun că onoarea e pe cale de dispariție. Respectul e pe cale de dispariție. Pentru mine e foarte ușor, de exemplu, să aflu familiile care mă vorbesc de rău. E suficient să stai de vorbă cu copiii, să vezi cam cum se raportează copiii la tine, cum îți vorbesc copiii și să îți dai seama cam ce vorbesc părinții acasă. Despre tine, despre biserică sau despre alții. Simplu. Copiii sunt cei mai sinceri. Și îți dai seama imediat cum se raportează cineva și cam cât respect are față de altcineva. Pentru mine e foarte simplu asta. Onorez caracterul persoanei. Pentru că ești într-o relație cu Dumnezeu, tu îți dai seama că Dumnezeu are un anumit caracter, noi vorbim despre atributele morale ale lui Dumnezeu și tu îl onorezi pe Dumnezeu prin viața ta, prin slujirea ta, tu onorezi caracterul lui, te identifici cu el. Pentru că spui, eu vreau să fiu ca Dumnezeu, eu sunt într-o echipă cu El, eu sunt împreună lucrător cu El și eu trebuie să mă ridic la un nivel, la un standard. Apoi onorez numele persoanei, îl reprezinți, te definești copil al lui Dumnezeu, te identifici ca un copil al lui Dumnezeu. La un moment dat vine Dumnezeu și spune, din pricina voastră este hulit numele meu printre neamuri. Hula este opusul. Opusul onoarei. E un cuvânt mai vechi. Blama, hula. Cineva care este pus într-o lumină negativă și noi prin viața noastră putem foarte ușor să cădem în păcatul acesta, în a produce hulă împotriva lui Dumnezeu, din pricina trăirii noastre, din pricina vieții noastre. Nu uitați că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu.
Nu numai prin ceea ce spunem, al onora pe Dumnezeu nu înseamnă doar să spui, nu înseamnă doar să vii să cânti, să spui, Doamne, ce mare ești și să-L lauzi pe Dumnezeu. O să mai citim câteva versete și legat de asta. Nu doar asta. Prin viața ta, prin faptele voastre, cum spunea Domnul Iisus, oamenii văzând faptele voastre bune, chiar dacă vă vorbesc de rău, acum vă vorbesc de rău pentru că nu vă cunosc și nu știu, dar voi aveți ocazia să demonstrați contrariul. În ziua cercetării se schimbă ceva. În ziua cercetării oamenii înțeleg, văd diferit, văd fața reală a lucrurilor, te văd pe tine cum ești cu adevărat și în ziua cercetării oamenii vor slăvi pe Dumnezeu din pricina voastră. Văzând faptele voastre, văzând faptele voastre bune, vor slăvi pe Dumnezeu. Îl reprezinți pe Dumnezeu. Modalități de a-L onora. Cum îl putem onora pe Dumnezeu? Și aveți acolo 4 acte prin care noi îl putem onora pe Dumnezeu și o să vorbim despre ele. Onorarea poate fi exprimată prin cuvinte de apreciere, ajutor oferit celor în nevoie sau prin comportamente care arată demnitate și respect față de ceilalți. Fiecare act de onorare contribuie la construirea unei relații mai sănătoase. Ce aș vrea să înțelegem este că oricât ne-am străduit noi să le separăm astea, nu putem, nu se poate. Ioan este foarte, foarte direct și foarte clar în privința asta. El spunea cam așa. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă îl urăști pe aproapele tău. Ei, în aceeași paradigmă vorbim și despre onoare. Nu poți să spui că îl onorezi pe Dumnezeu când tu îl dezonorezi pe aproapele tău. Nu poți să spui că îl respecti pe Dumnezeu când tu nu respecti aproapele tău, vecinul tău. Tu nu respecti oamenii. Ține cont de asta. Nu îl respecti nici pe Dumnezeu. În momentul în care tu nu îi respecti pe oameni, în momentul în care nu respecti creația, nu respecti Creatorul. Asta să fie clar. De asta când vorbim despre onorează-ți Creatorul, nu vorbim doar despre relația ta cu Dumnezeu, pentru că ea trece prin filtrul relației cu semenii, cu oamenii. De asta onorează-ți pe Creatorul, se traduce în practică, onorează-ți prietenul, onorează-ți părinții, onorează-ți soția, onorează-ți soțul, onorează-ți copiii, onorează-ți pastorul, onorează-ți dirijorul, onorează-ți liderul, onorează-ți responsabilul, onorează pe cei din jurul tău, onorează, cinstiți pe toți oamenii, spunea Pavel la un moment dat. Adică respectați-i. Pentru că îl respecti pe Creator. O altă modalitate prin care îl putem cinsti sau onora pe Dumnezeu este dărnicia. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Cinstește pe Domnul. Cum? Oare al onora pe Dumnezeu poate fi cumva măsurabilă acțiunea, atitudinea asta poate fi măsurabilă într-un fel, poate fi cuantificată într-un fel? Eu cred că da, și cel mai simplu este, cel mai simplu mod prin care noi putem măsura onoarea pe care noi o dăm lui Dumnezeu, e cel mai simplu aici. La celelalte, la cântare, la închinare, la alte moduri, la ce am eu în inimă, că noi toate le avem în inimă, totul e relativ. Aici e foarte, foarte clar, foarte tranșant. Cinstește pe Domnul cu averile tale. Și acum eu te întreb, puneți întrebarea, în luna care a trecut, în anul care a trecut, cât ai dăruit Domnul? Cam asta este măsura în care tu îl onorezi pe Creator, pe Cel care ți-a dat. De aceea Dumnezeu este foarte supărat pe evrei și cartea Hagai și cartea Maliahi ne arată un popor care are pretenția că se închină lui Dumnezeu, are pretenția că slujește lui Dumnezeu, are pretenția că are grijă de casa lui Dumnezeu, dar ei nu își aduceau zecierile acolo, nu-L onorau pe Dumnezeu, spuneau că nu este, n-are de unde, abia au venit din robie, abia au scăpat de datorii, au de făcut case, au proiecte, au nevoi, au lipsuri, au scuze. Și Dumnezeu trebuie să spună la un moment dat,
ajunge cu scuzele, ajunge cu toate poveștile voastre. Dacă vreți să demonstrați că mă iubiți și că mă onorați, aduceți la casa mea. Prin asta veți dovedi restul, povești, cuvinte și așa mai departe. Respectul și considerația față de ceilalți. Îi putem respecta și îi putem considera. Respectul este esența onorării. Implică recunoașterea valorii și demnității fiecarei persoane. Considerația nu se limitează doar la cuvinte, doar ce spun, ci presupune acțiuni concrete, practice, care reflectă aprecieri fundamentale față de ceilalți, fie că sunt cele din familie sau din comunitate. Vreau în ziua asta să ne rămână clar lucrul acesta, al onora pe Dumnezeu. Nu se limitează la cuvinte. Da, și cuvintele fac parte, dar nu doar cuvinte, ci acțiuni, atitudini practice, concrete. Onorarea Creatorului. Cum îl putem onora pe Dumnezeu? Onorarea Creatorului se manifestă prin acte de, și o să le găsiți acolo, închinare, dedicare, slujire și mărturisire. Fiecare având rolul său, recunoașterea suveranității divine și a relației noastre cu Dumnezeu. Prin actul închinării. Ce este închinarea? Închinarea este actul prin care recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, adoptând o atitudine de smerenie și de supunere. Aceasta ne ajută să ne conectăm spiritual și să ne orientăm viața conform voinței divine. Avem ca exemplu pe Abel. Și Cain s-a închinat sau a avut pretenția că se închină lui Dumnezeu. Dar asta era marea diferență. Cain a vrut doar la biserică să fie pocăit, am spune noi, doar în închinare să aibă o anumită reverență, în schimb în viața practică, în viața cotidiană, lipsea cu desăvârșire, făcea ce vroia el. Dumnezeu îi spune foarte clar, nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. E inutil că toată săptămâna faci ce faci și vii duminică la biserică. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Degeaba te închini, degeaba aduci darul, degeaba ai pretenții, că ai o religie, că ai o închinare, că ai o atitudine, pentru că lipsește esența. Și esența stă în închinarea ca act nu doar temporar, nu doar al unui moment în care te-ai plecat pe genunchi sau într-un loc sau într-un timp special, ci închinarea este un mod de viață, modul în care trăiești, îl onorează pe Dumnezeu. Și închinarea fizică, practică, concretă, nu e altceva decât apogeul. Apogeul închinării. Dar baza închinării este viața de zi cu zi. Este săptămâna care trece și în care tu te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. De aceea, în primul rând, îl onorez pe Dumnezeu prin închinare. Prin închinare. Modul în care îl auzi, modul în care te rogi, modul în care vii înaintea lui, modul în care te raportezi la Dumnezeu, asta este închinarea. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei. Atenție, că a cinsti înseamnă a-l onora. Degeaba mă onorează ei, învățând ca învățători niște porunci omenești. Degeaba. O onoare inutilă. Mă cinstește, mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Dacă vrea Dumnezeu ceva de la noi, să știți, Dumnezeu nu așteaptă cântările noastre. El nu așteaptă cuvintele noastre. El nu așteaptă astea. Dacă e ceva ce dorește Dumnezeu cel mai mult, El îți dorește mai înainte de toate, mai presus de toate, inima ta. Inima ta să fie aproape de El. Dacă nu ți-ai adus inima, dacă nu faci din inimă, degeaba. Da, te sacrifici mult, stai mult să pregătești lecții, te sacrifici, tu tăruiești, faci mult, dar la urmă atâta comentezi și atâta critici și dacă nu o faci din inimă, dacă nu o faci din dragoste,
dacă nu o faci din pasiune, dacă nu o faci cu bucurie, degeaba. De asta a-L onora pe Dumnezeu e și o atitudine interioară în actul închinării, când vii înaintea Lui, nu doar cânți, nu doar te rogi, nu doar spui, ci în primul rând trăiești în inima ta, în emoțiile tale, în sentimentele tale. Este bucuria aceea închinării, este bucuria acelei slujiri. Îți place, te bucuri. Asta înseamnă a-L onora pe Dumnezeu cu adevărat. Prin actul dedicării. Dedicarea înseamnă renunțarea la dreptul autodeterminării, fac eu ce vreau, cum îmi place mie, acceptând să ne oferim pe noi înșine lui Dumnezeu. Ne dedicăm, ne oferim, ne dăruim lui Dumnezeu. Această atitudine subliniază în primul rând apartenența noastră totală la Creator și angajamentul față de voința sa. Îl putem lua ca exemplu pe David aici. Un om după inima lui Dumnezeu, un om care s-a dăruit lui Dumnezeu, un om care și-a dedicat viața, un om care l-a slujit pe Dumnezeu, un om care a fost dedicat, trup și suflet. Omul acesta nu făcea nimic din obligație, nu mergea la biserică din obligație, ci spunea el, mă bucur când mi se zice. Când, ca să dau un exemplu simplu și clar, la un moment dat are el intenția, atât de dedicat era, a spus eu nu pot sta eu într-o casă de cetru, de fildeș, cu tot luxul care există la ora actuală, cei mai buni din lume am adus în casa mea regală și când mă duc la cortul întâlnirii, e atât de sărăcăcios. Și la un moment dat și-a dat seama, nu se poate, e un paradox aici. Casa mea se arată atât de bine și casa lui Dumnezeu atât de rău. Nu se poate, Doamne, trebuie să fac ceva, nu mai dau odihnă ochilor mei, ațipire pleoapelor mele, vreau să găsesc un loc, vreau să construiesc o casă, vreau să fac ceva extraordinar, pe măsura lui Dumnezeu, ceva care să-L onoreze pe Dumnezeu, ceva care să se ridice la nivelul pe care îl merită Dumnezeu, de care este demn Dumnezeu. Și gândul este bun, intenția este foarte bună. Și chiar David pornește cu intenția asta. Însă vine Dumnezeu și îi spune, David, nu tu îmi vei zidi casă, ci fiul tău. Nu-i supărat David pentru asta, că nu-i el, că nu-i numele lui, că nu-i templul lui David și așa mai departe. David continuă, pentru că el e sincer, se închină lui Dumnezeu. El nu spune, nu m-au votat, eu nu mai dau bani la biserică, n-au făcut cum zic eu, nu mai dau bani, eu m-am supărat, eu nu mai cânt, eu nu mai vin, eu nu mă mai implic. Cam asta este atitudinea celor care slujesc din obligație și nu din plăcere, din pasiune. David nu se supără pentru asta. Normal, nu-i stă bine, ar fi vrut ca închinare, dar îl ia pe Solomon. Dacă vă uitați acolo ce listă lungă. Aur, argint, materiale, lemn, totul a pus la dispoziție David și a spus, iată, dau din banii mei, din averea mea, din ce este al meu, dau Domnului. Un om dedicat, un om dăruit, un om care a înțeles că îl onorează pe Dumnezeu prin închinare, dar și prin dedicare. Prin actul slujirii. Slujirea este acțiunea prin care ascultăm de Dumnezeu, împlinind voința sa în fața nevoilor din jurul nostru. Aceasta implică inițiative concrete care aduc ajutor și sprijină comunitatea. Eu cred că aici ar trebui să vă concentrați voi cel mai mult. Pentru că voi îl onorați pe Dumnezeu prin slujirea voastră. Și slujirea voastră trebuie să fie o slujire de calitate. Nu îl poți sluji pe Dumnezeu oricum, cu ce ai mai bun din tine, cu ce ai mai de valoare. Trebuie să ridici calitatea slujirii, nivelul slujirii la un asemenea standard, încât să spui, oricum nu aduc pe măsura meritelor lui Dumnezeu. Dar încerc în puținul meu, în mica mea putere, tot ce e mai bun, tot ce e mai frumos, tot ce e vrednic de laudă, spunea Pavel la un moment dat, să fie pentru Dumnezeu, să-i dau ce-am mai bun din mine, calitate maximă. Îl onorez pe Dumnezeu prin calitate. Dacă faci ca la români, las că merge și așa. Pentru că
Observați, există o atitudine pe care noi ar trebui să o corectăm, dar trebuie să o corectăm în modul cel mai serios și foarte bine ar fi, pentru că voi începeți cu copiii, să o corectați la maxim. Să le spuneți că nu merge așa. Adică uitați, vă dau niște exemple. Dacă se pregătește un concert în lume, cântă pentru, ce știu, flori și păsărele, ce cântă ei acolo. Atâta dedic, atâta pregătesc, calitate maxim, sunet la maxim, tot ce trebuie să fie la maximum ca volum, sunetul frumos, să se audă bine, vocile, să se... totul să fie calitatea muzicală, artistică, totul să fie la maxim. Iar noi, pe de altă parte, imaginați-vă o scenă din lume care cântă pentru ce cântă ei, dorul meu și nu știu ce. O altă scenă pe care sunt oameni care pretind că îi cântă lui Dumnezeu. Trebuie repetiție, frate, hai că dă Domnul har, când îi cânta? 5 minute înainte, hai că ieșim acolo, îndrugăm și noi ceva, spunem, las că Domnul primește și așa. Eu nu spun că Domnul nu primește și așa, dar eu vreau să spun că trebuie să ești tu obraz. Pentru că asta arată o onoare pe care tu o dai lui Dumnezeu. O slabă calitate, las că merge și așa, adu oricum. Vine Dumnezeu și spune la un moment dat poporului, chiar îi bate obrazul bine și spune, tu vii la închinare, tu vii la jertfă, vii cu o oaie cu piciorul rupt, vii cu miel fără o ureche. Și așa, și așa vine tăiat, și așa îi omorât ăsta, și așa, gata, nu mai. Vine Dumnezeu și spune, ia stai puțin. Ia-tu oaia asta și du-o la dregător, du-o la un om, nu spun autoritate maximă, un dregător, du-o la primar. Spune, ăsta e cadou din partea mea. Păi te ia la înșuturi. Îți bați joc de mine? Ce nu-ți mai trebuie ție? Bă, ăsta e deja hoit pute și tu l-aduci la mine? Bă, așa ar trebui să gândim noi al onora pe Dumnezeu. Dând maxim, calitate maximă. Mai ales, cel mai simplu este, eu nu pot să vă dau niște standarde, nu pot să vă dau niște dimensiuni, dar pot să vă spun prin comparație, că așa a făcut Dumnezeu, prin comparație, ia, dă-o dirigătorului tău, dă-o la un alt om pe care tu spui, a venit și din respect pentru tine, ți-am adus cadou, o oaie care nu mai mănâncă de nu știu cât, miroase deja că totul e stricat în ea, dar uite, ți-am adus cadou pentru că te onorez. Fă-o prin comparație, cum faci la muncă? Cum faci la muncă? Cum faci la tine acasă? Cum faci pentru tine? Ia-o prin comparație. Și acum, cum faci pentru Dumnezeu? La Dumnezeu merge și așa. Dumnezeu primește oricum, că El n-are nevoie de nu știu ce. El știe că, Doamne, eu n-am ce-s, dar atâta pot și eu. Dacă e vorba de tine, văd că poți mai mult. Dacă e vorba să fii pe altă scenă, dacă e vorba să mergi în altă parte, poți mai mult. Numai când e pentru Dumnezeu, gata, nu mai poți, gata, nu mai ai. Prin comparație, vedeți. E Dumnezeu Creatorul, persoana care merită cea mai multă, cea mai mare închinare, cea mai mare onoare. Este El sau nu? Fă-o prin comparație. Sunt autorități în lumea asta. Și Dumnezeu e supărat când vede că tu respecti anumite lucruri, te respecti pe tine, dar pe El nu. Atunci El este supărat. Și Samuel este un exemplu în privința slujirii lui de mic copil. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Actul slujirii presupune ascultarea. Și dacă îl luați prin comparație pe Samuel cu Saul, veți vedea că Saul are pretenția că e cel mai mare, că e împărat, dar vine Dumnezeu și îi spune tocmai prin Samuel. Neascultarea e un păcat teribil, groaznic, mai rău decât ghicirea, vrăjitoria, neascultarea, împotrivirea. El, ce însemna neascultarea? Spune Dumnezeu așa, las ce zice Dumnezeu, cum știu eu că, las, că eu mă descurc. Și el a făcut câteva lucruri, câteva gafe din astea care l-au costat. N-a făcut păcate mari, dar a făcut păcate suficient de mari ca Dumnezeu să-l lepede ca împărat pentru totdeauna și să-i șteargă numele din istoria bună și din istoria care urma a lui Israel. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble totdeauna dinaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Despre cine era vorba?
Tot despre Samuel e vorba aici, e vorba de fiii lui Eli, care erau păcătoși, care își băteau joc de ce se aducea jertfa la altar, luau pentru ei, las că Dumnezeu Domnul mănâncă, el n-are el nevoie, și au bătut joc efectiv de casa lui Dumnezeu prin desfrâul lor, imoralitatea lor, și vine Dumnezeu prin Samuel, aduce mesajul lui Eli, preotul. Voi cinsti pe cine mă cinstește. Nu uitați. Nu uitați acest adevăr. Onorarea este reciprocă, este un bumerang. Respecți, ești respectat. Binecuvintezi, ești binecuvântat. Blestem, ești blestemat. Vorbești de rău, vei fi vorbit de rău. Nu uita că asta se întoarce la tine. E un bumerang. Tu l-arunci, dar el se întoarce la tine. De aceea, dacă vrei să fii respectat, respectă. Vrei să fii vorbit de bine? Vorbește tu de bine. Vrei să fii binecuvântat? Binecuvintează. Voi cinsti pe cine mă cinstește. Cine l-a suprește pe sărac, îl batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, îl cinstește pe ziditorul său. Sau traducem în termeni actuali, îl onorează pe creatorul său. Cine are milă de cel lipsit. Cum am putea traduce asta în lucrarea copiii? Milă de cel lipsit. Copiii au multe lipsuri, voi trebuie să le umpleți, voi trebuie să faceți ceva. Îl veți onora pe Dumnezeu dacă veți avea milă, veți avea compasiune, veți avea înțelegere, nu vă veți enerva pe ei, îi veți ajuta pentru că e nevoie de asta. Prin actul mărturisirii îl putem onora pe Dumnezeu. Mărturisirea constă în proclamarea lui Dumnezeu ca suveran și afirmarea apartenenței noastre la poporul său. E o manifestare a disponibilității de a fi util prin slujirea adusă altora. Mărturisirea ta cu gura îl onorează pe Dumnezeu. Ce spui despre Dumnezeu, ce spui altora despre Dumnezeu. Pentru că noi îl putem onora pe Dumnezeu spunându-i lui Dumnezeu direct, și asta o putem face când îl lăudăm pe El, noi putem lăuda direct aici, putem spune, Doamne, ce mare ești, dar îl putem mărturisi pe El sau numele Lui în fața altora. Și Domnul Iisus a fost foarte clar când a spus, dacă cineva se rușinează să mărturisească numele meu înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu să mărturisesc numele lui înaintea îngerilor lui Dumnezeu. De aceea actul mărturisirii noastre cu gura. Vorbim despre Dumnezeu altora, vorbim despre Dumnezeu copiilor, vorbim celorlalți. E un act prin care noi îl proclamăm pe Dumnezeu. Și noi este un astfel de exemplu, un propovăduitor, un om care l-a mărturisit pe Dumnezeu și în timp ce se făcea corabia, omul acesta propovădea neprihănirea, promova standardele lui Dumnezeu. Închinarea și dedicarea sunt acte fundamentale prin care oamenii își onorează Creatorul. Și aceste trăsături reflectă o relație profundă bazată pe smerenie, supunere și apartenență față de divinitate, față de Dumnezeu. Închinarea între smerenie și supunere. Închinarea este actul prin care omul recunoaște suveranitatea, supremația lui Dumnezeu. Asta implică o atitudine de smerenie. Nu poți, dacă îl lauzi pe Dumnezeu, cu cât El este mai mare, cu cât îl faci pe El mai mare, cu atât tu te vii mai mic. Dacă lipsește smerenia, va lipsi și onoarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Nu uitați că există foarfecele acestea, să numim așa foarfece. Ioan Botezătorul spunea, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. De asta cred că în vremea din urmă va lipsi tot mai mult onoarea și respectul. De ce? Pentru că le furăm noi. Și cu cât eu vreau să fiu mai onorat, cu cât eu vreau să fur din slava lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu va fi slăvit mai puțin. Dumnezeu nu va îngădui să-i fie furată slava. Permite oamenilor pentru un timp să-i fure ceva din gloria Lui. Dar Dumnezeu este singurul care merită slava și onoarea. Și dacă eu vreau să-L onorez pe Dumnezeu, Dumnezeu mă va onora și pe mine, dar numai prin smerenie și prin supunere. Dedicarea este un act de renunțare la dreptul autodeterminării. Accept că sunt
dependem total de Dumnezeu, aparțin în totalitate lui Dumnezeu. Implicarea ta îl onorează. Implicarea ta, faptul că te implici în lucrările lui Dumnezeu, prezența ta îl onorează, faptul că ești prezent îl onorează, faptul că lipsești îl dezonorează, simpla ta prezență, că vii la adunare, că vii, te implici, prezența ta îl onorează pe Dumnezeu. A fi prezent în comunitatea asta îl onorează pe Dumnezeu. Dacă te cheamă cineva la o nuntă, te cheamă cineva la o mormântare, la un eveniment, în primul rând, respectul față de invitația aceea este să fii prezent. Asta este prima dovadă, dacă vreți, al onorării. Dedicarea ta îl onorează pe Dumnezeu. Prin dedicare, prin actul dedicării, îl onorează pe Dumnezeu. Implicarea ta activă în tot ce este, îl onorează pe Dumnezeu. Vorbirea ta îl onorează. Și aici, apropiindu-mă de încheiere, spun încă o dată, ceea ce spui dezvăluie mai întâi cine ești și mai mult cine ești. Ceea ce vorbești spune mai multe despre tine decât despre alții. Vorbirea ta trebuie să reflecte respectul și onorarea față de ceilalți, evidențiind valorile pe care le susții. Imaginează-vă că aici, în dreapta mea, ar fi cineva. Și eu încep să spun, nesimțitule, nebunule, prostule, habar n-ai de nimic. Și încep să spun. Și poate tot ce spun eu e adevăr. Sau cel puțin așa cred eu. Ce spuneți? Vorbirea asta pe cine va onora și pe cine va dezonora? Eu voi spune, îl dezonorează pe el? Poate da. Dar vorbirea asta mă dezonorează pe mine. Pentru că ceea ce spun mă afectează mai întâi pe mine. De asta ai grijă când vorbești pe cineva de rău. Nu uita că ceea ce spui spune mai mult despre tine care vorbești decât despre cel despre care vorbești. Vorbirea ta ca reflecție a caracterului. Caracterul tău iese în evidență când spui ceva despre alții. De aceea a-L onora pe Dumnezeu și a onora pe El ca creator înseamnă să-L onorezi și pe aproapele tău. Și de aceea spunea să nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Manifestarea respectului și a dedicării totale față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă invit acum să ne ridicăm. În rugăciunea asta, da, putem să-L onorăm pe Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeu, să-L slăvim pe Dumnezeu, dar totodată mi-aș dori să fie și o rugăciune de cercetare în care putem să ne cerim iertare, putem să ne verificăm, să spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău că nu Te-am onorat la justa măsură. Nu Te-am reprezentat cu demnitate, cu cinste. Iartă-mă, Doamne, că nu am onorat creația Ta. Nu poți să onorezi Creatorul dacă nu respecti creația. Nu poți să Le iubești pe Dumnezeu dacă nu Le iubești pe aproapele Tău. Și să-I ceri lui Dumnezeu, poate sunt persoane sau poate sunt situații în care ești conștient că trebuie să faci ceva mai mult. Poți. Persoana asta, poate în situația asta ar trebui să te reprezint mai bine, mai frumos, la un alt nivel. Pentru că eu te reprezint pe tine, vreau să mă identific cu tine, vreau să fiu ca tine și vreau să te onorez, nu numai prin câteva cuvinte, dar prin atitudinea mea zilnică, prin modul în care mă port, prin modul în care vorbesc, prin modul în care slujesc, vreau să te onorez prin actul închinării, prin actul dedicării, prin actul slujirii, prin actul mărturisirii al vorbirii. Vreau să-L onorez pe Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Amin.